Bă, bă, mă zici ce zi azi, bă? Bă, ăia e pastele, bă! Aia e, bă! Mă, câte ceasul, bă? Bă, mă mânzi la biserică, bă! A, dar poate... Poate mai deșmește, fi. Mai de bine dacă te treburi am de făcut. Mă, trebuie să fac, să vopsesc ouăle, să fac drop, cozonac și trebuie să mai fac și curat. Stai, mă. Că pune pe Gigel la treabă. Gigele, ce vrei, mă? Cum ce vreau, Gigele? Vine Paștele și avem atâtea lucruri de făcut și tu stai? Hai, hai repede, oște, mă, știu, nu mai lenevi. Bine, bine. Păi hai, Gigele, ajută-mă, mă, Gigele, hai! Că vine Sfintele Paști și nu ne avem nimic pe masă! Bă, da, gata, auzi că vin, ho, gata! Gigele! Bă, da, mai lasă-mă! E Paștele! Yeeey! Știi ce înseamnă asta? Multă mâncare pentru noi! Yeah! Voi vă dați seama, friptură, ouă, cozonac, ma, abia aștept. A few minutes later. Mamă, cât am mâncat, bă. Bă, da, am mâncat mult. Da, la tot mai mult. Paște fericit. Bă, pregătește să mergem la biserică. Când azi? Nu, joi pe 32, normal că azi, hai! Nu merg, mă! Ba da! Ba nu! Ba da! Plec odată! Mă, poate fi mai bine să merg! Poate că și eu niște fete! Așa. Ca să merg la biserică. Păi că mergi aici. Oricum, ce trebuie să fie așa aranjat? Ai întâlnire cu biserica? Ca să găsi fete. No, ok, ok. Nu mă bag, vezi de viața ta, lasă-mă. Anul ăsta nu pot să stau cu familia de Paște, petrecere nu, munte nu, prieten nu, ce Paște, ce Paște mai e și ăsta? Mai simți că e Paște, că am făcut cozonaș, am obțit ouă, am făcut friptură, altfel zici că era o zi obișnuită. Corona, corona și iar corona! Nu mai suport corona! Să-mi sun și eu familia pe videocall, că n-am ce să fac altceva. Cu corona asta. Hola, salut! Paște fericit, frate! Uf, Doamne, ce păcat! Păcat că nu pot să merg la biserică, că e corona asta. Vai, Doamne! Asta e! Ca și o slujbă online, că... Aprind o candelă, n-am ce să fac. Și mă rog, Doamne, să treacă mai repede virusul ăsta, să merg și eu la biserică. Ah, a început slujba. Băi, atâta a fost și cricheciul nostru. Sper că v-a plăcut, că v-am adus zâmbet pe buze și un pic de nostalgie, pentru că asta am vrut să fac. Și să-mi scrieți acolo în comentarii la ce minut ați râs cel mai mult și la ce minut v-a apucat nostalgia. Sincer, pe mine, eu am râs cel mai mult la
ăla cu tanti Florica. Și m-a pus nostalgia la ăla cu familia care nu vrea, nu poate să ajungă. În fine, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dropiți butonul de like, să vă abonați, să-mi lăsați în comentarii ceva mai devreme, follow pe Instagram, Liviule CI, subscribe aici. Și noi să ne vedem data viitoare. Pa! I might kill our shit, yeah, I'm in a roll like me, yeah.